Să luăm aminte. În vremea aceea, venind la locul numit Golgota, care înseamnă locul căpățânii, ostașii au dat lui Iisus să bea vin amestecat cu fiere, dar, gustând, n-a voit să bea. Iar după ce l-au răstignit, au împărțit hainele sale, aruncând sorți. Ca să se împlinească ceea ce s-a zis de prorocul, au împărțit hainele mele loruși, iar pentru cămașa mea au aruncat sorți. Apoi ostașii au stat jos și îl păzeau acolo, iar deasupra capului i-au pus vina sa scrisă: acesta este Iisus, împăratul iudeilor. Tot atunci au răstignit împreună cu dânsul doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga sa. Iar trecătorii își băteau joc de el, clătinând capetele lor și zicând: tu, cel ce dărâm templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-te de pe cruce. Asemenea și căpetenile preoților, împreună cu cărturarii și cu bătrânii, își băteau joc și ei de dânsul și ziceau: pe alții a mântuit, dar pe sine nu poate să se mântuiască. Dacă este împăratul lui Israel, să se coboare acum de pe cruce și vom crede în el. S-a încrezut în Dumnezeu să-l scape acum, dacă îl iubește, căci a zis: sunt Fiul lui Dumnezeu. În același chip îl ocorau și tâlharii cei răstigniți împreună cu dânsul. Dar de la ceasul al șaselea s-a făcut întuneric peste tot pământul până la ceasul al nouălea. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabachthani, adică: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Însă unii dintre cei care stăteau acolo, auzind acestea, ziceau: pe Ilie îl strigă acesta. Și îndată unul dintre ei, alergând și luând un burete, l-a umplut cu oțet și, punându-l într-o trestie, i-a dat să bea. Iar ceilalți ziceau: lasă, să vedem dacă vine Ilie să-l mântuiască. Dar Iisus, strigând încă o dată cu glas mare, și-a dat Duhul. Și iată că catapeteasma templului s-a rupt în două, de sus până jos, iar pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au ridicat. Și ieșind din morminte după învierea lui, au intrat în sfânta cetate și s-au arătat multora. Iar sutașul și cei care păzeau împreună cu el pe Iisus, văzând cu tremurul și cele ce s-au întâmplat, s-au înfricoșat foarte tare și au zis: cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu a fost acesta.